Capitolul 64. Revista, radio și prelații turnători. Deci am înțeles. Trebuia să rămânem în sfera egalității noastre de rang. Nu să ne încrucișem cu castele superioare, dar nici să renunțăm la luptă. Monseniore, mă adresez eu bunului Aloizie în duminica următoare. Am observat că episcopul Cristian lucrează aproape singur la revista Buna Vestire, pe care, de fapt, ați înființat-o sfinția voastră. Și i-am spus, preasfințite, vă putem ajuta la corecturi, la punerea în pagină, la expediere. Avem și noi câteva articole de publicat. El rece răspunde la fel mereu. Bine, vom vedea. Deocamdată nu este nevoie. Aloizie mă privește curios și ironic. Și ce ai crezut? Că te-ar fi invitat să-l ajuți. El a fost întotdeauna autosuficient. Pentru că nu face niciodată nimic. Îl ajută cârnaț. De când m-am retras de la revistă, eu nu mai deschid discuția. I-ați putea spune despre noi. Este o misiune care ne place mai mult decât oricare alta. Mi-a privit sceptic, dar n-a zis nu. I-a vorbit. Și-a primit răspunsul, da, nu, identic, plus cel obișnuit. Nu am încredere în acești spioni. După câteva luni, revista a fost închisă pentru totdeauna. Voi mereu mă obligați să beau băutura amară. Nu am făcut nimic altceva de când ați apărut. Ah, ce dor îmi e de ieșirile lui pitorești, adânci și iubitoare. Erau atât de consolatoare. Dar eu eram departe de a fi liniștit. Da, într-o zi, Sergiu Streza a venit cu acest îndemn. Mergeți la Cristea și cereți-i să vă lase să vorbiți la Radio Vatican. Eu nu pot, că nu am vocea potrivită, dar voi o aveți. Ce spui, frate? Când putem visa vreodată la așa ceva? Nu mai au speakers de limbă română. Nici măcar cine să slujească la radio, afară de ei doi. El cu Popan sau deșteptul de tăutul mic. Ca preos nu vă vrea, dar limba română o știți bine. Folosesc italieni, greci, care vorbesc prost românește. Nu știu să facă programe. Slujesc folosind înregistrări. De atâtea ori Cristea merge singur pe colina de la radio. Două voci care voastre îmbunătățesc liturghia. Cel puțin să ziceți un crez. Un tatăl nostru. Radio Vatican, visul viselor mele, pentru un apostolat fermecător, pentru românii din toată lumea. Să slujim, să predicăm, să dăm știri, să încurajăm. Viața noastră clandestină în România fusese Vaticanul și Europa Liberă. Două guri de aur pentru sufletele noastre descurajate de teroare. Și totuși mă uitam la Sergiu Streza cum trăia în afara realității. Degeaba se lega el de mine. Cum să mă accepte la radio când nici la revistă, nici în colegiu, nici în Biserica Catolică, eu și cu Gigi nu trebuia să existăm. Dar, în fine, reaprinderea, stârnirea apetitelor de neatins a fost și este în continuare talentul prietenului nostru, Sergiu Streza. Eram tare încântat de idee. Da, nu m-am mai dus direct la episcopul Cristian. M-am temut de vorba lui deșartă. Vom vedea, pentru moment avem oamenii noștri. Gigi m-a sfătuit să merg la Monsenior. Ha, Radio Vatican! Ha! De fiecare dată dumitale îți vine în minte o nouă nebunie. Ha, dar fără nicio îndoială ar fi minunat. Cine mai bine decât voi vorbește o română corectă, elegantă, modernă? Cine cunoaște mai bine decât voi realitatea de azi din biata Românie? Dar cum poți să-ți închipui că Vasile Cristea te-ar angaja acolo? Deocamdată el răspunde tot așa. Vom vedea, va veni și vremea aceea, ca împăratul roșu din bazm. Timpul acela nu va veni niciodată. Chiar mă faci să râd. El vă ține de spioni și vă trimite la Radio Vatican. Dacă există un loc în care voi doi nu veți fi niciodată acceptați, este chiar acolo. Gigi a răspuns monseniorului că radioul, chiar și secțiunea românească, nu era proprietatea românilor și a lui Cristea. Și că un cuvânt bun de la el către adevăratul director italian ar putea avea efect poate chiar favorabil. Tăutu s-a uitat și el americănește, ca Tibet de la Enola Gay înainte de a arunca bomba. Și ca totdeauna ne-a făcut praf cu poveștile sale stranii. Chiar pater al vostru, Rafael Hag, prietenul meu fratern,
Mi-a scris cu ani în urmă că el și credincioșii din România sunt foarte nemulțumiți atât cu programele, cât și cu limbajul și conținutul la toate nivelurile de la Radio Vatican. S-a luat mai ales de Flaviu Popan. Programe slabe, neconcludente, care ar fi trebuit să fie diamante pentru ei, nu numai pentru că provin de la Roma, ci pentru că sunt singura ocazie de cateheză și informații catolice pentru vieții noștri credincioși clandestini, care riscă viața ascultându-ne în secret. Mă ruga să cer conducerii să schimbe personalul. Am făcut marea greșeală să arăt tocmai lui Cristea scrisoare lui Hag. Imaginați-vă însă că nenorociții de la radio sunt exact protejații episcopului. Din acel moment l-au urât pe Hag, i-au urât scrisorile și pe mine, bineînțeles. Și asta se preface că nu recunoaște caligrafia lui Hag. Și colac peste pupăză, tocmai voi doi trebuia să fiți discipolii lui Hag, recomandați cu bilețelele lui Hag. Acum du-te și spune-i să te lase să vorbești la radio. Du-te! Am rupt toate relațiile cu direcția radioului Vatican. Nu mai pun piciorul pe acolo pe sus. În acel moment, mi-am amintit de cuvintele lui Pater Galauner și a altor părinți iezuiți care ne-au spus același lucru. Interesant. De Hag, Cristea și amintise doar pentru protestul lui împotriva programelor de la Radio Vatican, plictisitoare și lipsite de conținut. Ce coincidență ciudată! Mai târziu, ultimii protejați ai episcopului Cristea au dispărut. Iar radio a intrat în mâinile exclusive ale spionilor securității, moldoveni latini și de asemenea pe mâna unui anumit Furtună, greco-catolic, cu toții susținuți de prelații care ne acuzau tot pe noi de spionaj. Sunt pline dosarele securității de această poveste. Le-am citit pe toate prea târziu. Gigi a avut harul să transmită numai una din predicile sale, o singură dată, la sfârșitul anului 1988. I-a reușit atât de bine, a emoționat și impresionat atât de mult pe adevărații credincioși, încât protestele fără precedent ale tuturor prelaților români ai Vaticanului și ai spionilor turnători din România, culmea ale prelaților clandestini greco-catolici, dar și latini, cărora li se adresa cu maximă iubire, i-au obligat pe oficialii Vaticanului să-i șteargă lui Gigi numele și dreptul de a exista în acele etaje superioare ale radioului. Tot prelatul numit unit de Liman, adică informatorul Dinescu, din Arad, informează cu indignare securitatea și astfel și pe noi astăzi că, citez, la Congregația Orientală Monsignor Poții îi spune, în sens că îi se plânge, că Bârlea vrea să introducă la radio pe preotul venit de la ortodox, Picu. Cred că de la intenția a trecut la fapte. Picu nu era preot venit de la ortodox, iar Poții, care nu era ultimul în congregație, se făcea că uită aceasta. În timp ce noi urcam inutil treptele palatului lor în căutarea unei soluții pentru hirotonirea noastră catolică. Până și în anii 1988-89, greco-catolicii din țară plus latinii, ținându-se de mână să mulțumească securitatea, citez, scriau scrisori la Vatican ca să se ia măsuri contra lui Picu și Dragu care sunt protivnici României, ai înțeles? Iar preotul Ioan Tăutu al Mic, citez, nu este de acord cu Picu și Dragu și dă vina pe Bârlea. Stai că vă spun și unde e. Se găsește în dosarul 69-71, pagina 211-216 și alte pagini. Așa, un alt prelat infam, ungureanu, ciangău latin, care făcea pe greco-catolicul pentru că era însurat, ca informator se numea Angelo. Scria despre Picu. Auziți? De ne iubește, îl rugăm să vie în țară. Ai văzut ce iubire? Ca să-l vedem în fine executat, asta trebuia să mai scrie. Continu să-l citesc. Îl respectăm, dar nu cunoaște specificul sufletului nostru și nu se poate adapta acestui specific. Închid citatul. Și acum paranteza mea, e adevărat. Specificul lor de turnători, servitori ai marilor dușmani, întrupări ale urii și invidiei, ne era străin.
Dar aceste fraze, scrise de acel Michel în 1989, eu le auzisem deja din gura cardinalului vicar al Romei, cum voi povesti. Să influențau, citindu-și gândurile ascunse și perverse prin telepatie.